Bye. Dacă discutăm statistic, niciodată nu este suficient un număr stabilit sau prestabilit. Este o utopie să credem că dacă avem 3 câini sau 30 de câini sau 300 de câini sau 3000 de câini, este suficient. De ce? Fondul canin este schimbător, se maturizează foarte rapid, trebuie lucrat, trebuie să avem o bază de date în toate regiunile țării, indiferent de tipul de dezastre, fie el natural sau tehnologic, și mai ales trebuie să avem un fond canin și uman foarte bine pregătit. Asta înseamnă că, indiferent când sună telefonul, da? trebuie să știm o bază de date clare, real cine poate să vină, indiferent din ce motive, că este serviciu, probleme sociale, probleme familiare, poate să fie prezent sau nu, de să ai de unde să selectezi. Ei bine, Discutam la diferite conferințe ale Federației Chironice Internaționale și fiecare țară spunea o statistică și unde vor să ajungă. De exemplu, pe mine m-a surprins Italia cât de optimistă este, are o bază de 400 de câini de căutare salvare și ei vor să ajungă la 1000 în 2 ani de zile. Și noi câte avem? Dacă să să discutăm, putem să spunem că în jur de 50 de câini de căutare salvare civili. Acum, dacă discutăm cu alte instituții ale statului, poate să enumere sau să facă o statistică pompoasă. Fiecare inspectorat are un câine de salvare. Poliția poate să-și folosească câinii de căutare salvare, dacă sunt formați în această specialitate, pentru că și aici e o mare de gringoladă. Noi vorbim despre regulamentul internațional de evaluare câinilor de căutare salvare. Un regulament internațional recunoscut și de IRO de organizația profesionistă a câinilor de salvare, cât și de Federația Chinologică Internațională, dar aspectul sportiv. Bine, dacă discutăm de 30-40 de câini și considerăm că suntem uh, destul de pregătiți, arhipregătiți, pregătiți, experți în acest domeniu și cu un fond canin uh, nemaipomenit, ne înșelăm anumarnic. Eu aș vrea să avem uh, măcar 2-300 de câini de căutare-salvare, dar chitesența esența uh, acestui management de căutare-salvare, indiferent că vorbim de canină sau în alt uh, departament, se referă pe zona geografică a țării, necesitatea, tipologia de un potențial pericol tehnologic sau natural care poate să existe în zona respectivă și să ne ducă cu gândul la un management real, chinologic, utilitar, de căutare, salvare canin. De cât timp este nevoie pentru ca un câine să fie pregătit să intervine atunci când e nevoie într-o situație de urgență? O clasică întrebare. Deci una este să fie pregătit, alta să fie apt. Noi îi pregătim 2 ani de zile, 3 ani de zile un câine de căutare salvare. Cine spune că îl facem în 2-3 luni, că în alte specialități ca mine ne bătăm cu apă rece. Realitatea este că trebuie să lucrăm cu el de la vârsta de 2-3 luni ajungem la maturitate, la 2 ani, 3 ani de zile, da, și atunci vedem munca noastră, rodul muncii noștri, adaptabilitatea, pentru că o altă problemă care există în România, nu există niște psihoteste kinotehnice să vedem cu eficient de inteligență, cu de adaptabilitate la mediul respectiv sau dacă schimbăm mediile de lucruri, de intervenție, misiuni reale sau evaluări. Ei, acum... Dacă stăm să ne gândim că discutăm de formare a unui câine până la maturitate, atunci, el, în, vârste, în jurul vârstei 3 ani de zile, putem să spunem că poate fi, ar putea fi, el trebuie să treacă prin niște teste, niște examene internaționale, cu experți români sau internaționali, niște competiții, niște concursuri, și de aici să facem niște uh, pași pentru uh, simulări, evaluări de misiuni reale. Până la a intra într-o bază de date este foarte ușor. Introduci un câine dacă a luat un examen internațional, se introduce într-o bază de date. Problema este așa. Ești tu realist că poți să-l chem pe acel cățel din orice zona țării și să-l duci la Constanța, de exemplu, pentru că este al de teren? Sunt ei suficient de formați în, într-o specialitate compatibilă cu dezastrul pe care uh, l-am auzit că s-a întâmplat? E, și aici încep discuțiile și pregătirile. Deci am de zile de pregătire pentru 3 minute de intervenție. Dar trebuie să fim foarte uh, serioși, foarte realiști că România mare mult până să ajungă cât de cât la un număr accesibil de echipe canine de căutare-salvare.